Bună ziua! Prietenul meu, care tocmai am zis, domne, trebuie să votez cu doamna Macovei, că e cea mai tare. Și nu știa că ați înființat DNA-ul. Vă place DNA-ul. Da. Sunt alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Și la noi, la firmă, e o firmă Macovei. Să știți. Firma Macovei. Da, e firma Macovei. Ce faci cu acești tineri care sunt la facultăți, la instituții de învățământ și nu au contracte de muncă? Unii ducem? Păi trebuie să aducem investitorii, să scoatem taxele de pe românii care au mici firme ca să aibă locuri de muncă. Așa. Doi, dacă sunt la universități de-astea unde diplomele se dau pe bandă, nu o să găsească locuri de muncă. Da. Sărăcia nu e un accident. Sărăcia este determinată de corupție, de furtul din banii publici. Cum se fură cu milioanele pe oră. Guvern, parlament, minister și așa mai departe. Ce facem cu aceste personaje? Pe mine mă cunoașteți, da? Cu multă plăcere, foarte mult, foarte așa, bine. Așa, deci îi anchetăm acolo unde avem probe și le luăm banii. Asta este cel mai important. Sau putem să nici nu-i trimitem la închisoare, să știți. Putem să-i punem să facă muncă voluntară, să măture străzile. Uite să-l vedem pe Crebenciuc, pe Șova, pe Ghiță, pe Mazăre, să mătură pe aici străzile. Cum să măture Mazăre, care costumă de ca o boi? Dar să le luăm banii și casele, pentru că nu le-au făcut pe muncă cinstită. Pe banii noștri! La câtă abjecție au ajuns unii dintre politicienii noștri. Și mă gândesc la Crebenciuc, care nu numai că și-a luat, își pregătea o șpagă foarte mare de zeci de milioane în acest dosar al retrocedărilor, dar și-a băgat și copilul în acest dosar penal. Cât de abject poți să fii să-ți pui copilul într-un dosar penal ca să-i riști libertatea, să-i riști viața, da? Să-i riști viitorul. Deci ce în tine? Ce în tine? Cum poți tu să ai grijă de o țară când tu nu ai grijă de copilul tău? După în piață după aici ne cumpărați, că poate aveți bărunt. Să vă cumpăr? Nu, eu vă aduc banii înapoi confiscând de la hoți, eu nu dau. Acum. Eu nu sunt cu bine, punga. Cu... Păi e mai bine că sunt mai mulți bani, să știți. Ați glumit cu Ați glumit cu mine. Da. Păi și eu sper că ați glumit. Și aseară v-am urmărit la televizor. Și aseară, da? Da. Mulțumesc mult. Și succes mult. Mulțumesc mult. Nu sunteți convins? Deocamdată 50%. E bine, e bine. Mai gândiți-vă. E?